mai multă lume a fost curioasă de ce după atâția ani de activitate în calitate de unionist civic, cu ghilimele de rigoare, am decis să fac și pasul spre politica. Este un pas firesc și logic, pentru că am realizat că din poziția de organizații non-guvernamentale, în fond, țelul nostru este să facem această presiune, să punem această presiune pe politicieni, care să ia decizii în favoarea proiectului pe care îl sprijinim toți. Ori eu mi-am spus că mult mai eficient este prezența noastră a uniuniștilor, un număr cât mai mare, printre cei care decid, printre decidenții politici. Și atunci am făcut acest pas și i-am îndemnat și îndemn de fiecare dată în ultimele săptămâni și pe ceilalți uniuniști să vină fie alături de mine, fie în alte proiecte politice și să se implice, pentru că doar prin politică vom putea face reunirea, pentru că reunirea trebuie să urmeze și va urma calea germană, adică proiectul votat în cele două parlamente, unul de la Chișinău și celălalt de la București. Eu nu cred că cetățenii pe care unii consideră compromiși au fost compromiși din cauza ideii, la fel cum nu cred că respectivii politicieni nu au reușit să compromită la rândul lor ideea reunirii și faptul că ei înregistrează procentele pe care le înregistrează e doar în mare parte vina, să zic, a lor, dacă pot să spun că e o vină, sau rezultatul muncii lor, pentru că sunt convins de faptul că alegătorii au întotdeauna dreptat. În cei 5 ani de când sunt printre membrii și chiar liderii mișcării unioniste de pe cele două ale Prutului, am asistat cu toții și este un lucru pe care nu-l poate nega nimeni, nici măcar oponenții noștri, că numărul unioniștilor a crescut în mod constant. Și asta s-a datorat acțiunilor pe care le-am făcut și acțiunilor publice, acțiunilor de stradă, dar și proiectelor pe care le-am implementat și care s-au văzut mai puțin și care au avut toate un singur scop, mărirea numărului unioniștilor și promovarea acestei idei în ambele state și nu doar în ambele state românești, ci și în afara acestora. Trebuie să înțelegem că Maia Sandu, foarte mulți unioniști au mers pe mâna Maia Sandu și au votat-o pe Maia Sandu, inclusiv după acea declarație în care Maia Sandu, viitorul președinte al Republicii Moldova, să sperăm, a spus că în cazul unui referendum va vota da. Ori, pentru unioniști a fost un semnal clar și suficient de bun ca să meargă în număr mare la vot. Pot să spun că au fost unioniști care au votat și alți candidați, cu siguranță, inclusiv pe domnul Iurie Leancă. Am avut în campania în care am colectat semnături pentru a-mi depune candidatura ajutor din partea mai multor partide. Nu o să vă vină să credeți, dar sunt și socialiști care au susținut această idee și au fost, mi-aduc aminte de evenimentul din aprilie pe care l-am avut la Palatul Parlamentului, conferința aleșilor locale de cele două mari ale Prutului, la sfârșitul căruia a fost un primar socialist, a mers cu noi la un post de televiziune și a declarat deschis, fără să se ascundă, că el susține unirea și el crede că unirea în Republica Moldova cu România este singura soluție. Eu îmi doresc, atât în Republica Moldova, cât și în România, să aducem unirea pragmatică la nivel de discuții concrete, la nivel de planuri concrete și acest lucru se va reflecta inclusiv în programul meu, în care voi insista asupra unui lucru pe care l-am cerut ca organizații non-guvernamentale, și anume crearea Ministerului Reunificării, un minister cu un buget de 100 de milioane de euro, care să existe nu doar politic, așa cum există acum Ministerul pentru Relația cu Românii de Prestinen, care nu prea are buget și face foarte puține investiții în Republica Moldova. De cealaltă parte, guvernul investește și oferă fonduri pentru tot ceea ce înseamnă doar asistență și reabilitare. Un lucru bun, nu trebuie să criticăm din acest punct de vedere guvernul de la București și să-l salutăm, dar nu este suficient. Este nevoie de un fond de investiții care să vină cu bani românești în Republica Moldova, bani românești care să creeze alți bani românești. Investiții, investiții, investiții. Oamenii trebuie să trăiască mai bine și trebuie să înțeleagă că asta înseamnă unire pentru toți. Pentru noi, cei care ne declarăm români, cei care sunt moldoveni, cei care sunt ruși, ucraineni, găgăuzi, asta le spun de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei, că asta înseamnă unirea, un trai mai bun pentru toți noi. În primul rând mă voi concentra asupra unei probleme pe care am discutat-o inclusiv ieri la o ședință pe care am avut-o aici cu colegii, și anume problema cetățeniei române. Mă refer aici la niște subiecte punctuale. Unul la mână, taxele consulare. Este inadmisibil ca noi, cei care am fost lipsiți de acest drept pe care l-am avut și la care nu am renunțat niciodată, să ajungem pe lângă procesul umilitor prin care am trecut chiar și eu de redobândirea cetățeniei cu stat la cozi, cu ore, zile și lupte, săptămâni și chiar luni de așteptare, să mai plătim
pentru acest drept, pentru a ne redobândi și să avem taxe de sute de euro, să nu putem să perfectăm taxele astea, documentele astea aici în Chișinău într-un mod mult mai eficient, să fim nevoiți să ne deplasăm de fiecare dată fie la birourile teritoriale ale agenției, ale autorității pentru cetățenie sau chiar la București. Și dacă nu se dorește eliminarea taxelor totalmente, ne-am gândit că ar putea fi, să zicem, o taxă simbolică. Da? O taxă simbolică de 10 euro pe care să-l plătească un cetățean moldovean care este implicat în acest proces de redobândire a cetățeniei. Mai este un alt aspect, o altă problemă punctuală, și anume faptul că există cazul acesta în care copiii până 18 ani care își redobândesc cetățenia împreună cu părinții, în același dosar fiind din Cluj, în dosarul de redobândire a cetățeniei, odată ajuns în momentul în care le expiră actele, sunt nevoiți să reia acest proces și să depună iarăși dosarele, să treacă prin același proces umilitor de redobândire a cetățeniei, în loc să li se acorde să treacă printr-un proces simplificat, în care ei, fie cu pașaportul, fie cu buletinul, au mers la autoritățile din România și să le se facă acest schimb de acte fără a mai trebui să treacă prin redobândirea cetățeniei. Pe lângă cetățenii mai avem problema cu podurile. Podurile fizice. Podurile de flori sunt bune, dar ele nu mai sunt suficiente. Avem nevoie de poduri fizice pe care să le facem și pe care să le utilizăm. Avem nevoie de puncte de trecere a frontierei, puncte comune de trecere a frontierii care oamenii le-au doar declarat. Ele există doar în declarație. Trebuie să facem pasul de la vorbe la fapte. Avem acea mult discutată interconectare energetică. România are exces de energie pe care poate să-l aducă în Republica Moldova și Republica Moldova nu mai trebuie să fie pe departe dependentă de gazul rusesc și nici nu mai trebuie să scoată o groază de bani pentru a plăti pentru gazul rusesc, pentru că noi suntem unul dintre statele care plătesc un preț exorbitant pentru gazele din Rusia, ca să nu mai vorbim de schemele puse la punct de către guvernarea de la Chișinău prin care se scurg o groază de bani. Mă refer aici la energie electrică. Dacă se repetă furtul miliardului care nu a fost singular, cu siguranță, și care s-a mai produs, dar nu știm noi de el, atunci în zadar schimbăm guverne, în zadar punem noi președinți. Asta este marea problemă a Republicii Moldova. Clasa politică nu are cum să găsească soluții, oricât de bune ar fi acești politicieni și oricât de nobile intenții ar avea, pentru că Republica Moldova este un stat eșuat. Sună trist, sună dezolant, dar aceasta este realitatea și este un stat eșuat din toate punctele de vedere, din punct de vedere al securității, pentru că avem trupe rusești pe teritoriul nostru, din punct de vedere demografic, pentru că 4 oameni pleacă din Republica Moldova pe oară potrivit Fondului Național Unite pentru Populație, și din punct de vedere financiar, pentru că nu mai putem să ne autosustinem și suntem nevoiți să recurgem la împrumuturi de la femei sau chiar din România. Din fericire, organismele astea încă ne mai ajută, dar nu este suficient. De data aceasta, rolul meu a fost de simplu participant, nu am fost printre organizatori, nu am mai fost în capul coloanei. Am mers pentru că cred eu că este datoria noastră a tuturor să participăm la astfel de acțiuni unioniste și spre deosebire de alți politicieni care se comportă în mod clasic și merg în față să ceară microfonul sau portavocea pentru a-i vedea cei prezenți la meeting și a-i filma posturile de televiziune, eu am stat cu minte la locul meu, am mers ca un simplu participant, nu am vrut să ies în evidență. Și, din păcate, da, marșul unionist de pe 22 octombrie a avut o finalitate nedorită de mulți dintre cei care au participat și de mulți dintre cei care au urmărit acest marș. Este pentru prima dată când un marș unionist s-a terminat cu violențe între participanți și forțele de ordine. Este un lucru greșit să mergem și să intrăm în violențe, în coliziuni cu forțele de ordine de oriunde facem aceste acțiuni, fie în România, fie în Republica Moldova. Este un act, s-a întâmplat ceva regretabil, mulți s-au declarat nemulțumiți de acest lucru, de cealaltă parte mulți au luat-o ca pe muniție pentru unul dintre cei doi concurenți electorali care au rămas în cursa prezidențială și care a fost prezent în campania electorală. Este în continuare cu niște broșurile în care spune că jandarmul român nu va fi aici stăpân. Ori nimic nu-i putea servi mai bine decât niște imagini în care jandarmii români s-ar opune proiectului unionist. Am spus atunci, repet, nu trebuie să diabolizăm jandarmii români, forțele de ordine, ei nu au avut nicio vină. Partea de vină o poartă cei care au dat ordinul acestei intervenții exagerat. Acum nu mai am niciun fel de relație cu Unirea TV
Și mi se pare un lucru absolut normal și absolut logic, ca să nu existe niciun fel de suspiciuni, precum că noi am fi lansat acest post ca să folosesc eu din punct de vedere electoral și ca astfel de acuzații să nu mai apară, mi-am propus să nu particip la nicio emisiune de la Unire TV în viitorul apropiat, cel puțin până la sfârșitul campaniei electorale, deci până în 11 decembrie nu o să mă vadă nimeni la Unire TV. De cealaltă parte, pot să spun cât de sincer posibil că nu sunt mulțumit de politica editorială care există acum la Unirea TV și la fel ca și alți unioniști, nu înțelegem de ce apar niște invitați la emisiunile Unirea TV care înainte de lansarea proiectului m-au atacat pe mine personal și proiectul în sine și spuneau că este doar un mod de a face niște bani. Și ne trezim acum cu acești invitați prezenți în cadrul emisiunilor de la Unire TV, lăsând acuzații pe care, nefondate cu siguranță, nu o să intru în polemici cu ei, nu acesta este scopul meu și nu o astfel de politică vreau să fac, nu o să mă cobor la nivelul lor, dar pot să spun că vor avea parte de reacții din punct de vedere juridic. Deocamdată imaginea mea nu este proastă. Și o să am grijă ca ea să nu fie proastă. Mă aștept la atacuri. Este normal să se fie atacuri. Asta este politica. Politica este cum știm noi că este. Mi-aduc aminte de o zicere ironică a fostului președinte american Ronald Reagan, care spunea că și-a dat seama că politica este a doua cea mai veche profesie, dar care are foarte multe similitudini cu prima. Și e normal să vină atacurile. Eu le aștept cu mare drag. Mi se par normal să vină, doar că, cum spuneam mai devreme, oamenii care mă atacă să aibă grijă de cum mă atacă. Pentru că dacă o să fac anumite afirmații care nu o să fie, nu au dovezi, adică pot să spună ce vor ei să spună, dar dacă nu au dovezi, se vor trezi cu procese intentate, nu voi intra în acest război al declarațiilor. Pentru că am observat dintr-o parte, mai ales în această campanie prezidențială, cum unii candidați au intrat în niște polemici în care nu trebuiau să intre. Să vedem cum vom putea noi toți, de fapt, pentru că deja a devenit o bătălie a noastră tuturor, să nu lăsăm pe Igor Dodon să obțină mandatul de președinte, cum vom reuși noi toți să-i aducem pe unioniști la vot, să susținem candidatul care a spus cu text deschis că va vota da la un eventual referendum. Între timp, eu cred că o putem convinge pe Maia Sandu să fie și mai deschis unionistă. Și voi continua să fac acest lucru, voi continua să pledez pentru reunire, indiferent de rezultatul de pe 11 decembrie, indiferent ce se întâmplă atunci, dacă voi reuși sau nu voi reuși să trec peste acest hop al intrării în Parlament, nu o să fiu politicianul clasic care să spună, să respecte textul din manualul de marketing politic și să spună cu siguranță o să fiu acolo. Nici nu poate fi. Nu. Eu întotdeauna sunt realist și mă gândesc că dacă este șansa mereu să nu treci în Parlament sau să nu obții o funcție, voi rămâne în Partidul Mișcarea Populară, voi rămâne în politică și voi face politică și la Chișinău. Vreau să mă implic să facem unirea inclusiv la nivel politic.